Cafeaua la purtător, bună dimineața și bine v-am găsit. Ce faceți, cum sunteți? Dacă ați ajuns pe canalul meu de YouTube, înseamnă că sunteți bine. Înseamnă că și în această dimineață ați așteptat să vedeți ce mai zic și ați așteptat după aia, după ce se postează video, să scrieți niște comentarii. Că rău să aude și bine a fi. Nu știm însă când. Nervos și voi? Ușor temperați, că deja parcă ne-am obișnuit cu meciurile naționale. Da, cu Naționala de Fotbal a României. Bă, șaseară. Parcă o repriză bună am avut. Dar totuși să nu poți verticaliza și să dai un gol cu austriecii, mă. Austriecii, cine erau ei în fotbal? Austriecii cu schiurile, cu săriturile cu schiurile. Atât aveau și acum ne dau lecții la fotbal. Noi suntem Naționala lui Bancu. Bancu. Naționala de bancuri. O glumă bună e Naționala asta. Austriecii l-au pe Alaba. Noi suntem un fel de... Mă iertați, Alaba tristă la fotbal. Mă iertați, dar sunt un pic șucărit așa. Să nu bați pe nimeni. Dar ce suntem noi? Propuși la Premiul Nobel pentru Pace? Păi decât să ia Trump Premiul Nobel pentru Pace, să-l ia Naționala României. Ce s-o spirea de portarul Austriei? Că era îmbrăcat în roz. No, Doamne ferește să nu-i dăm gol că se supără și în roz și are o stare de bine și stricăm zenul. Eu cred că ăștia se gândeau, jucătorii noștri se gândeau la Parendorf. Să termină meciul, merg și fac un shopping puternic acolo la Parendorf. Lasă-le încolo de rezultate, lasă-le încolo de microbiș, că nu pentru ei jucăm, jucăm pentru portofel. Asta e principiul care merge în țara românească, nu de acum, de ani de zile. Mitriță, l-ați văzut pe Mitriță. Noi avem în teren, nu trimitem 11 jucători, trimitem 10 plus Cârmaciu. Știți? Și când se dau medaliile la proba aia de 8 plus 1 la canotaj, se ia mar, frumos, 8 sau alea mari, depinde la ce, la masculin sau la feminin, și este Cârmaciu ăla mic, jumate din... Jucăm noi fotbal. Nici o determinare, nici să spargă ei zidul apărării austriece. Păi trebuia să se uite un pic la știri, cu tot riscul. Înainte de meci trebuia să se uite la știri și să se încarce pozitiv. Trebuia să privească știrile de la Racla Sfintei Parascheva de la Iași. Ați văzut cum s-a rămbuzit aia fără buletin de Iași? Nu au avut nicio treabă. Jandarii, scuzați, ne scuzați. Pac, au trecut în cordon. Așa trebuia să treacă și atacanții naționale României, jucătorii noștri. Să ia exemplu de la Pellegrini de la Maște, domnule. Că pentru Maște toți ne luptăm. Dar pentru un loc acolo în finalele campionatelor de fotbal nu ne putem. Suntem niște timizi. Da. Degeaba s-a scrimut Orban. Degeaba au dat ordin Arafat. Degeaba. Când au venit gloata să intre la Maște, pac, s-au dat jandarii la o parte, cum au făcut și cu interlopii și așa. Dacă era doamna Carmen Dan, poate dădeau ceva gaze, ceva. Suntem slabi. Suntem slabi, deși ne tragem din Traian și Decebal. Și din acest cuplu splendid, uitați-vă la ce am ajuns. Până și Mitropolitul Teofan, un fin intelectual, acum el e mitropolit la Moldova și după cum e regula aia de succesiune, el va fi următorul patriarh, dacă totul merge bine. Până și Mitropolitul Teofan a dat un citat din Donald Trump. Bun! O altă față bisericească a dat citat din Donald Trump. S-a terminat. S-a terminat. Nu mai da. Ci Biblia e perimată. Noul Testament deja e Vechiul Testament. Dar n-avem Filocalibă, avem Patericul. Avem și Patericul Egiptean. Nu? Viețile Sfinților, mineiurile. Avea atâtea cărți din care să dea citate ca să ilustreze situația asta, că totuși credincioșii au nevoie să se apropie de rămășițele umane ale unui sfânt. Și el dă un citat din Donald Trump. Aștept să dea și papa de la Roma un citat din Ludovic Orban. Băi, vedeți că ne globalizăm, ne globalizăm, nu mai avem ce să face. Că nu e așa, că cât, până la urmă cât sunt, care-i procentul ăla, promilele alea? 3 și ceva la mie, 2 și ceva la mie, nu se știe. Nu se știe că șeful grupului de comunicare strategică, GKS, șeful grupului de comunicare strategică, nici el nu știe. Parcă și văd acolo cu hârtia, cu țeruza și tot încercuiește, mai șterge cu radiera. Păi de unde se știe omul că a fost exmatriculat în anul 2 de facultate? Acum eu nu zic nu, că și eu am mai chiulit și voi ați mai chiulit. Numai la întâlnirea noastră de luni până vineri nu lipsiți de aici, de pe YouTube. Dar asta e una și alta, să nu poți face tu o facultate, ceva SNSP, facultate de aia ușoară, frecție la picior de lemn și nici pe aia nu terminat-o și dita mai șef. Acolo unde lucrez cu cifrele, cu, nu-i așa?
La muche să știi ce se întâmplă mai departe cu normele sanitare. Procente, promile, chestii, a? Și consilierul Ludovic Orban, și ăsta nu știe număra. Vă dați seama cum îi numără el paharele lui Orban. Domnule Orban, n-ați băut numai 5 și el a băut vreo 15, dar treaba lor. Și așa țara e puțin necondusă. Acum e necondusă de vreo 30 de ani, dar azi și mâine e dus la Bruxelles, vorba lui Ciolo, și dus la Bruxelles președintele Iohannis să mai vadă, poate mai aduce vreo 50-60 de miliarde. Eu da mai căsa din Germania niște plase de rafie să aducă bani în România și să-i lăsăm aici în România, că ce să facem? Ce să facem cu ei? Să-i numărăm, că vremea se anunțe de așa natură. Vin ploile, vortexul polar, să-i dea la Nicușor Dan, lui Nicușor Dan să numere banii, nu la ăsta de la comunicare strategică. Nicușor Dan, băi, deștept. Pe lângă că a fost olimpic internațional la matematică, profesorul lui spune că atunci când era în liceu, în clasa 11, s-a calificat la 3 faze naționale ale olimpiadelor. La trei olimpiade diferite, la faza națională, la chimie, la fizică și la matematică. În aceeași zi erau finalele și în aceeași oră. Acum omul n-a putut să facă ca la gimnastică. Știți că acolo se merge pe aparate, prima dată bârnă, sărituri, nu. N-a putut să meargă și la fizică, după aia chimie și după aia matematică. Au mers numai la matematică. Și cu ce rezultate? Nu, într-adevăr. Dar nici el nu-i validat încă primar. Clotilde Armand, nici ea. Sistemul judiciar defectuos, nu știu ce se întâmplă, ba. Bine că au reușit să-i achite pe baronii locali. Au plecat Căveșii la Bruxelles și ea, Căveșii, și DNA-ul a început să facă ce știm noi mai bine. A clasat niște dosare de baroni. Păi nu e așa? Să stea tot baronul acolo unde este locul. De ce să-l stresăm noi pe baron? Mai ales că urmează lege parlamentare. Avem nevoie de nume pe listă, avem nevoie de susținere, de oameni care să bage bani în campanie. PSD-ul a făcut o mișcare inteligentă și felicit. L-au luat în gașcă pe domnul Rafila de la OMS, de la Organizația Mondială a Sănătății, e acolo consultant sau ce-o fi, cap de listă în București, am înțeles, sau pe undeva. Băi, gumarice din scuie, o persoană incredibilă și bine crescută. Nelu Tătaru, am înțeles că el merge la PNL și apoi să vedeți că peste 3 luni în Parlament o să avem numai experți în sănătate. Măcar o să vorbească frumos acolo, nu o să se mai înjure ca la ușa cortului când sunt ședințe parlamentare. O să zică sănătate, sănătate, cu virus și cum stați, ca mea, cum se, da, v-ați spălat pe mâini? Apropo, astăzi, azi e 15? Astăzi cred că e 15, așa-i? Că doar în marți a fost 13, ieri a fost 14 și azi e 15, ziua mondială a spălatului pe mâini. Și cu spălatul pe mâini, păi cum ne spălam pe mâini? Un pic de săpun, un pic de apă, gata. Acum au venit reguli noi, nu-i așa? Luăm dezinfectantul care e acum pe post de săpun, ne mângâiem puternic pe mâini, facem așa, așa. Așa ne spălăm pe mâini acum. Un balet al degetelor este spălatul pe mâini. Minim 20-30 de secunde. Ne spălăm pe mâini. Parcă faci o piesă pentru Fuego. Un spălat pe mâini. Ne-am uscat la fufu, ne-am șters și... Da. Tot astăzi sărbătorim și le spunem la mulți ani femeilor din mediul rural. Ce frumos sună! Ziua femeii din mediul rural, nu a țărâncii, că țărance și țoape avem destule, și la masculin, și la feminin, și în politică, și în showbiz. Dar femeile care muncesc și care fac treabă în mediul rural sunt aniversate astăzi. Multă sănătate, putere de muncă și multe bucurii. Nu știu cum butonam ieri televizorul și am dat peste o melodie, dar era pe final și numai refrenul era. Numai refrenul l-am mai prins ceva. Hai mândruță cu mașina să te urpă Transalpina. Vedeți? Mutatis mutandis. Mutațiile folclorului. Da? Pe vremea lui Ceaușescu era aia cu bădița, cu tractorul care îmi are ogorul. Că el tare mă iubește și îmi face norma la CAP. Că el tare așa. Așa erau și acum vedeți în 2020 Transalpina. Îți iei pe mândruță în mașină și o duci pe Transalpină. Să mâncăm tocan de oaie, la 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 la, și să mă săruți la... Frumos, frumos! Oricum eu vă urez la toți sănătate, indiferent în ce categorie
de aniversare ne-am încadrat. Mai avem și mâine. Terminăm această săptămână în forță. Toate cele bune și scuzați de deranj. Zi superbă!